Sărbătoarea pascală trebuia să fie o gură de oxigen pentru comercianții de obiecte tradiționale românești, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Un vânzător ambulant a venit tocmai din Harghita să-și valorifice marfa la Târgu Jiu și riscă să plece acasă cu mâna goală. Obiectele tradiționale nu mai au căutare. Am venit aici, am adus coșudițe, oa, ouă și așa ceva. Oale? Aveți oale de lut? Da. Deși un ou încondeiat costă de la un leu, iar un vas de ceramică în jur de 35 de lei, gorjenii trec pe lângă standul comerciantului ca pe lângă o expoziție. Nu-mi permit. Sunt scumpe? Pentru cine are bani nu sunt așa scumpe, dar eu nu stau așa de bine cu banii, cu o pensie. Mai găsiți bani și pentru cadouri în această perioadă? A, nu. Nu cumpăr nimic. Doar vă uitați? Da. De ce? Sunt prețurile prea mari? Nu, prețurile nici nu mă interesează, că nu-mi trebuie mădinese acasă. Obiecte specifice sărbătorii Paștelui sunt expuse la standurile amplasate în centrul municipiului Târgu Jiu, care rămân deschise până mâine seară.